Luni seara, după ora 22, sute de călărășeni au participat la un protest spontan împotriva măsurilor restrictive impuse în zonele cu incidență crescută a cazurilor confirmate COVID-19. În primă fază, peste 100 de autoturisme s-au deplasat în coloană pe străzile municipiului Călăraș. Apoi, după ora 23, peste 300 de protestatari s-au oprit în fața instituției prefectului pentru a scanda lozinci împotriva restricțiilor. Astfel de acțiuni de protest s-au derulat și în municipiul Oltenița. Inspectoratul de Jandarm Județean Călăraș și Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș au participat cu efective pentru a asigura măsuri de ordine și siguranță publică cu ocazia desfășurării protestelor în municipiul Călăraș și Oltenița, acționând pentru protecția participanților, dar și a celorlalți cetățeni. Pe timpul desfășurării protestelor, jandarmii călărășeni le-au comunicat participanților prevederile legale în vigoare, precum și consecințele nerespectării acestora. În municipiul Oltenița, protestul s-a încheiat în jurul orei 22:30, iar în municipiul Călăraș, acțiunile de protest s-au încheiat în jurul orei 23:50, fără evenimente majore. Important este faptul că acțiunea de protest s-a desfășurat în mod pașnic, fără a fi înregistrate violențe, iar până la acest moment au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, în valoare totală de 3.800 de lei. Facem precizarea că pe timpul stării de alertă, numărul maxim permis pentru participarea de la adunări publice declarate este de 100 de persoane, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară și cu declararea prealabilă. Inspectoratul de Jandarm Județean Călăraș va asigura în continuare condițiile de siguranță pentru exercitarea dreptului constituțional la libera exprimare și va urmări permanent respectarea de către participanți a prevederilor legale. Protestăm pentru a se da drumul la evenimente. Noi suntem muzicanți de profesie și vrem să avem libertate în țara noastră. Vrem să nu părăsim țara noastră. Vrem să fie toată lumea egală, să avem voie pe stradă, până la orice oră vrem noi. Libertate!